Dascălii care aspiră pentru o funcție de conducere în școli au susținut proba scrisă a concursului. În județul Gorj, aproximativ 144 de candidați au trecut de această etapă. Profesorii care au fost declarați admiși urmează acum să susțină proba interviului și a CV-ului. După prima probă din calendarul examenului pentru ocuparea unei funcții de director general sau director adjunct în unitățile școlare, numărul candidaților s-a redus. În județul Gorj, 182 de candidați au fost evaluați. Dintre aceștia, 144 au fost admiși, 5 persoane au absentat, 6 s-au retras și 27 au fost declarați respinși. Ceea ce am constatat că și spuneam că depindea foarte mult de capacitatea de a-ți stăpâni emoțiile, de rezistența la stres și, de fapt, ele reprezintă rezultatul dintr-o anumită zi, destul de subiectiv într-o măsură pentru primii item. Eu vreau să-i felicit pe toți candidații, indiferent de rezultatul pe care l-au obținut, pentru modul serios în care s-au pregătit și s-au prezentat. Evaluarea a constat în rezolvarea unui test grilă ce a vizat evaluarea aptitudinilor cognitive și a competențelor manageriale ale candidaților. Au fost declarați admiși cei care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte, dintr-un total de 50 de puncte. O parte dintre întrebări au avut un grad scăzut de dificultate. Consider că efortul pe care l-a depus Inspectoratul Școlar Județean Gorj, având alături parteneri din autoritățile locale, din consiliile de administrație ale fiecărei unități de învățământ, reprezentanții ai părinților, reprezentanții ai elevilor, consider, spuneam că acest efort a fost răsplătit printr-un concurs bine organizat, prin rezultate care au răsplătit munca și capacitatea de a gestiona emoțiile. După această dată, dascălii urmează să susțină proba interviului și evaluarea CV-ului, care vor avea loc în perioada 17 octombrie-17 noiembrie. Afișarea rezultatelor concursului este programată în data de 18 noiembrie, fiind urmată de o perioadă alocată depunerii contestațiilor 21-23 noiembrie.